ați venit la prăjituri cu camelia și bucate. Astăzi am să fac un cake cu ulei de cocos, rapid, rapid, doar amestecăm așa cu o paletă ingredientele și eu mi-am deschis și cuptorul. Așa, l-am pus la 180 de grade. Așa, și avem nevoie pentru acest cake de ulei de cocos. Eu l-am topit, era solidificat. L-am topit și am 80 de ulei de cocos. Am ulei de floarea soarelui, 85. Apoi vom mai pune 60 de lapte, 170 de miere, așa sau puteți pune și zahăr, eu pun miere de albine, 3 ouă, un praf de sare, 10 grame de praf de copt, aici am 100 de făină, le amestecăm pe acestea și apoi vom împărți în două vase, vom pune în două. Așa. Și într-o parte adăugăm 45, sunt 3 linguri de făină. Eu am cântărit 40-45, 3 linguri de cacao. Și cine nu are ulei de cocos, face cu ulei de floarea soarelui și atunci pune esența de vanilie și o să pună și o să punem uleiul nostru de cocos. 80 de ulei de cocos și îl punem așa aici, pe tot. Să știți că dă un gust foarte, foarte, foarte bun la chec. Eu am făcut și brioșe cu ulei de cocos. Așa. Punem aici alături. Vom pune și laptele. Și ulei de floarea soarelui. Deci am pus lapte, 60 de lapte, 85 de ulei. Așa. Aici am 170 de miere de albine, dar puteți pune și zahăr. Așa. Și adăugăm și ouăle. 3 ouă. Pun așa aici. Un praf de sare. Praful de copt îl adăugăm la urmă și îl dau deoparte. Și acum amestecăm să se topească mierea, că a mea este zahărisită. Sau zahărul, cine pune zahăr. Așa. Și amestecăm așa bine. Am să amestec un tel, că se amestecă mai bine. Și încet, încet amestecăm aici. Să topim mierea sau zahărul. Așa, voi adăuga și făină. Aici am 100 de făină. Și apoi vom împărți. Dar înainte de a împărți, adăugăm praful de copt. Acum voi adăuga și praful de copt. Vedeți, se face repede, repede. Unde punem cacao, puteți pune și esență de rom. Și acum am să împart în două. Am aici un alt bol. Și într-o parte vom pune cacao, 40-45. Sunt 3 linguri rase. Și aici făină, tot la fel. Și acum împărțim. Împărțim așa în două. Ia să vedem dacă am făcut bine. Aproape egale. Să mai iau puțin de aici, puțin, așa. Puteți și cântări dacă doriți. Așa, și într-o parte adăugăm cacao. Și amestecăm. Cam așa, dau de parte. Și acum vom pune aici făină. Ia uitați, asta este cea cu făină și aceasta este cea cu cacao. Și este puțin mai groasă și am să mai adaug puțină, cam o lingură de făină. Și în rețetă am să scriu 4 linguri, vedeți? Încă o lingură. Și amestecăm. Așa. Cuptorul este încins. Eu mi-am pregătit și o formă.
să vă arăt ce tăi frumoase am eu. Să mai adaug încă, este subțire. Deci 3-4 și am să mai pun încă o lingură de făină. Deci 5 linguri de făină am pus. Acum depinde cât de uscată este făina. Așa. Și aici avem pe cea cu cacao. Și acum să ne pregătim tăvile. Eu mi-am pregătit o tavă. Ia uitați, și am una mare și una mică, dar o să facem doar în cea mare. Ia uitați ce frumoase sunt. Din aluminiu. Și sunt foarte, foarte bune pentru chef. Eu mi-am pus puțin ulei aici în această tavă. Aceasta este de 26 aici deasupra, de 10 și este înaltă de 7 această tăviță. Și mi-am pregătit și hârtie de copt să pun. Am tăiat-o așa, ia uitați, am măsurat așa. Și partea care mi-a rămas, am împărțit-o în două și o așezăm aici, pe părțile laterale. Și am să pun mai întâi una aici. Mai că sunt cam înalte acestea, să le tai în două. Și una aici. Și se lipesc, vedeți? Așa. Am să dau cu puțin ulei aici pe, să se lipească și cealaltă. Și acum punem această foaie, vedeți? Așezăm așa aici pe mijloc. Așa, și acum avem compoziția noastră cu cacao, vedeți? Așa. Și o să punem așa puțin câte puțin. Și compoziția noastră cu făină și cu ulei de cocos. Deci ulei de cocos avem în ambele. Și acum o să punem în tava noastră. Și o să începem cu cea cu cacao și punem așa. Întind puțin. Și acum punem din cea, să facem așa un chec zebrat. Am să pun din cea albă. Acum o luăm pe cea cu cacao. Vedeți? Așa, și așezăm din nou. Și turnăm așa. Așa. Apoi când o să tăiem, o să vedem ce a ieșit. Așa, și restul de cacao. Punem așa. Decompoziția albă. Acum cuptorul nostru este încins. Ia să ridic puțin. Vedeți? Cuptorul este încins. Astăzi internetul nu știu dacă este așa. Acum este gata, vedeți? Scobitoarea a ieșit uscată. Ia uitați. Dimineața cu altă rețetă. Sau o să mai facem și forme din fondant. Ați văzut, se face foarte ușor. Vă pup dulce, o zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că-mi...